Eu sunt din satul Corbu. Aici, alături, am trecut alături, prin Corbu, da. Și eu păcat că n-am un telefon mobil cu mine. Și vă să zic că la comemorarea de anul ăsta? De anul ăsta, la 6 iulie, în satul Corbu au fost deportați 97 de persoane. Undeva peste 10% din toți locuitorii satului au fost deportați. Întrebarea, pentru ce? Pentru că au fost gospodari. Pentru că cuiva i-au trebuit avierile lor. Pentru că ceva politic nu le-a convenit. Pentru asta, oameni cu merite, gospodari, muncitori, au fost trimiși în Siberia și în gulagurile sovietice. Dumneavoastră erați unul dintre ei, da? Din 99 au rămas astăzi doar 6 în viață. Doar 6 au rămas în viață. Dar în ziua asta dramatică și tragică pentru toți moldovenii basarabeni a fost un lucru foarte neplăcut. La această comemorare a fost prezent și primarul satului și preotul bisericii. I-am dat întrebarea lor și mie totodată. De ce din 97 de deportați sunt prezenți astăzi, bună ziua, sunt prezenți astăzi 10-15 oameni? Unde sunt copiii? Unde sunt nepoții și strănepoții celor deportați, care au uitat să vină, să comemoreze părinții și bunii lor? Ce s-a întâmplat? E căldură mare, cold roșu, dar poate tot așa era și atunci. Nu e adevărat. Cu memoria moldovenilor basarabeni, un analist politic a răspuns. După 200 de ani de ocupație comunistă bolșevică, deci a fost spălați creierii moldovenilor în așa măsură că au rămas bolnavi, moldovenii basarabeni au rămas bolnavi de sindromul Stockholm. Ce înseamnă asta, sindromul Stockholm? Când victima sărută mâna și mulțumește călăului. În așa situație ne-am pomenit noi astăzi. Este o scăpare foarte mare a tuturor guvernelor și parlamentelor după 90 și încoace. Nu s-a făcut antipropagandă să se lămurească oamenilor, mai ales în școli, tineretului, să-i se vorbească, să cunoască istoria acestui pământ. Dar acest pământ, această Basarabie despre care noi vorbim, începând din anul 1812, noi tot am fost eliberați. În 1812, Moldova a fost împărțită, Moldova lui Ștefan cel Mare a fost împărțită în două. Au fost rapturi adevărate. După asta, în 40 am fost odată eliberați și iar împărțiți. În 44-45 încă o dată, dar dacă mai adăugăm și anul 92, încă o dată, încă două republici ne-au format. Din fosta Moldova, al lui Ștefan cel Mare, a rămas astăzi, cred că nici jumătate. Și acum în găgăuzi au tendințe separatiste. Exact, sigur că da. Păi despre asta și vorbesc. Nu este făcută antipropagandă din partea guvernului și a parlamentului să se vorbească despre istoria acestui pământ. E mare păcat. Și acum suntem amenințați încă o dată să fim eliberați. Dacă populația de astăzi, la 20 octombrie, când va trebui să-și spună părerea lor încotro la est sau la vest, trebuie să nu uite că dacă mai fim încă, o să fim încă o dată eliberați, nu va mai rămâne nimic din Moldova noastră. Vă referiți la referendumul celălalt, da, despre aderare, da, la Uniunea Europeană? Da, sigur că da. Asta va fi o catastrofă. Noi putem dispărea ca republică, ca entitate, dar asta e realitatea. Pentru asta
asta va fi o lecție, va fi o decizie națională și tot depinde de noi. Dar pentru asta trebuie de lucrat, de lămurit, de vorbit cu tineretul, dar și cu oamenii în vârstă. Eu v-am spus care e boala noastră. Asta e situația. Noi am rămas puțin cei depărtați, cei care am suferit, cei care tot ce se vorbește astăzi prin multe și așa mai departe, noi cu ochii noștri am văzut tot asta, am suportat. Cred că, nu știu, fiind eu de seamă cu vârsta Republicii Moldova din 40 încoace, deci cunoaștem adevărul și știm prin ce am trecut. E dureros. Că și astăzi sunt persoane care nu recunosc drama și tragedia acestui popor. Nu recunosc. Iar alți politicieni, la vremea respectivă, nu au făcut ce a trebuit ca noi astăzi să fim alături de România sau alături de Uniunea Europeană, cum alții vorbesc, cel puțin. Dar de ce considerați că Moldova s-a născut în 40? Pentru că i-a fost croită harta actuală? Sigur că da. Deci după Rusia țaristă, pe vremea până în 40, până la Rusia țaristă, deci Moldova, Lușeni cel Mare, partea stângă a Prutului complet, a fost de la Mare până în Cărpați, inclusiv Bucovina, Marea Neagră a fost jumătatea... Căptala la Iași, la Suceava, la Baia, exact. Și în 40, când v-ați zis că a fost, să spunem așa, ocupația conform pactului Ribbentrop-Molotov, noi atunci am rămas fără Bucovina, am rămas fără Marea Neagră, fără Ținutul Herța și așa mai departe. Deci asta a fost prima royală capitală care a fost aceste cele mai frumoase, cele mai bogate pământuri ale Moldovei, au fost cadonate Ucrainei de astăzi. Deci după asta au fost următoarele. Deci nu mai vorbim că și în 92 sau 90-92 încă două republici ne-au făcut, Găgăuzia și Transnistria. Așa că a rămas încă o palmă de pământ care, uite, vor să noi elibereze încă o dată. Dar dacă se mai întâmplă încă o dată, noi rămânem fără nimic. Deci cum veți vota la referendum? Nici nu se pune întrebarea. Oamenii cărturari, oamenii care știu istoria, vor vota neapărat cu Uniunea Europeană. Deci veți vota deci, pentru integrare, pentru referendum, pentru Uniunea Europeană. Nici nu se discută. Fiindcă, eu vă spun un lucru, acei care astăzi spun că vor la Est, ia întrebați-i, unde sunt toate conturile lor? Unde ei se odihnesc? În Elveția. Unde ei se odihnesc? De unde învață copiii lor? Statele în Europa și America. Păi atunci înseamnă că voi sunteți, nu puțin spus, mâncinoși. Voi sunteți criminali, care spuneți una și faceți alta. Cum după asta să-i votez pe ei? Și să-i crezi? Au ei crezare? Nu. Așa că, cum se spune, eu, 20 octombrie va fi o decizie, cum se spune, cardinală pentru această palmă de pământ care noi numim Moldova. 9 ani aveați în 49 când v-au deportat. Da, aveți ceva amintiri de atunci? Că de aici, da. Din sat, din, da, Plop. Eu nu-s din Plop, eu din satul Corbu. Ah, ok. Dar de fapt, de la sud, din Cântemir, fostă județ Cahul, din Vișinești, acolo. Și de acolo v-au deportat. Și acolo, în anul 1945, deci s-a întâmplat așa că tatăl meu, în 44, a plecat cu frontul român, eu am rămas cu mama aici. Imediat cum a venit puterea sovietică, fiindcă am avut gospodărie, pământ, am avut cai, boi, oi și așa mai departe. Deci, pe dânsă pe loc, au arestat-o. Ea era complet alfabetă, nici nu știa măcar să scrie. Ea nu făcea politică, că eu nu știu ce înseamnă politică. Și eu, numai pentru că am avut avere, ea a fost deportată în Siberia, complet. Și ni s-a luat tot, absolut. Deci nu cu valurile astea din 49. Eu în 45. În 45. A mea familie în 45 s-a întâmplat lucrul ăsta. Și eu am rămas nimănui. Absolut pe drumuri și trebuia să cotărească. Ce face cu mine? Să mă iei în Siberia cu mama sau să mă duc în orfelinat? Au hotărât să mă iei în orfelinat. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta că o familie din alt sat, vecin, m-au înfiat. Și m-au luat la ei. 10 ani am fost în altă familie și în altă situație, în alte condiții, complet.
Deci mama a fost deportată. Deci mama a fost deportată, tata a fost pe front, să zic, cu frontul român, asta era. Aici au fost două motive, șavierea și faptul că tata a fost pe frontul român. Un frate și o soră a mea au rămas în România, unul de 15 ani, altul de 17 ani, fără nimeni, că tata nu s-a mai întors pe front. Eu am rămas aici cu mama, mama a deportat și am rămas singură, nimănui. Și pentru asta am fost. Deci, cei ce voi vorbiți, mă întrebați despre valul din 49, păi da, acolo, în satul Căpăclia, raionul Gândimir, unde eu am crescut 10 ani, în această familie de adopție, n-am scut niciodată, noi tăiem cam la marginea satului, păi zic că și era un median mare. La capătul medianului, era o familie de oameni gospodari. Aveau vă doi boi, aveau două văcuți, aveau un plug, aveau tot ce trebuiește, aveau păsări, porci și mai departe. Și n-am să uit niciodată dimineața, pe 6 iulie, noi copiii, care ca de obicei ne adunăm pe median, locul ăsta, noi așa spunem median, unde iarbă, cum spune, că un fel toloacă, de stadion, de toloacă mare, da. Mm-hmm. Ne-am dus să vedem care e problema. Ce se întâmplă? Că văd că nu se aude nimic, că nu se vede nimic. Deci aveau un gard de nuiele, așa, de jur împrejur îngădiți. Și am rămas portret toți, toate ușile deschise, complet, la casă, porțile deschise, și în casă nimic, nici pasă, nici vită, nici puric, nimic. Spune întrebarea, asta soldații ruși au luat? Sau au luat câinele este, că cozele este de topor, care vineau și arătau pe cine trebuie de deportați. Deci asta a fost în ochii mei. N-am așteut nimic de această familie. Unde a plecat și ce s-a întâmplat cu ei? Așa că când mă întrebați pe mine cum a fost chestia asta, a fost strașnic. A fost noapte, a fost, vă zic, devorau complet cozile astea de topori moldoveni care erau nimeni și nimică, care au devenit imediat informatori a regimului sovietic, vinea și arăta cu degetul, pe ăsta trebuie deportat, pe ăsta trebuie deportat. Dar lor le trebuie ce? Nu numai că, principalul cred că nu era atât că erau antipolitici, adică contrapoliticii sovietici, lor le trebuie averea. Și deposedau complet absolut tot. Deci, vă spun, la mine în Gorba, aici unde eu trăiesc, 97 dintr-o mie de locuitori undeva, poate nici o mie nu era, 97 au fost depărtați. Vă dați seama despre ce merge vorba. Și puțin s-au întors. Puțin, sigur că puțin s-au întors, da. S-au întors mulți prin dorul de acasă. Prin dorul de acasă. Așa că, cum spune, eu am văzut cu ochii mei, țin minte la vârsta cei de 5 ani de zile, cum se retrăgeau trupele nemțești din satul Vișinești, care lega Leova, Prut și Cumratul, cum se spunea, era șosea încă atunci de Petriș. Eu am văzut cum avioanele sovietice treceau deasupra și fugeam în beș și mă ascundeam la vârsta de 5 ani de zile, încă țin minte. Dar dacă se vorbesc despre foamete din 46-47, asta e un capitol deosebit. Eu cu ochii mei am văzut cum vineau, să zic, cu căruța și cu țăpoaiele și controlat tot. N-am să uit niciodată în familie unde eu trăiam, după ce au luat tot ce aveau de luat, au deschis un saltar și au văzut un său de oaie. Și pe șala, băi, el și pe ăsta, l-au luat și pe șala. Un său de oaie. Dar atunci, 46-47, în familie care am fost eu, tata Vitei, cum se spune, dacă se poate numit așa, vă zic că el fusese câteva luni zile luat de acum pe frontul sovietic. Și avea, cum se spune, ca un fel de veteran al războiului. Și nu aveau dreptul să facă lucrurile astea. Și totul n-au făcut. Nu se socoteau cine ești și așa mai departe. Deci în iarna aceea, eu cu ochii mei am văzut cum îi cărau pe oameni cu căruța morți, mureau de foame, umflați tot. Și nu aveau nici săcăi, nimic, îi puneau așa pe sani, ca pe câini și tăriau ăla, cimitir. Îi duceau. Prietenii mei, cunoscuții mei, peste gard, că dacă aici, cum ar fi, era familie și soț și soție și mai înșghepau câte ceva. Noi uscam bețe de răsărită, scotem miezul de răsărită, amestecam cu rugumătorii de lemn și puneam o mână de grâu, dacă mai era, sau de făină, ceva, și făceam torte și mâncam. Dar
în sat s-au mâncat câini, s-au mâncat mâțe, s-au mâncat oameni unul pe altul. Deci, așa, eu asta am văzut cu ochii mei. Așa vrem noi, am trecut atunci în 46-47. Cam 49 se omoară, se distrugă. Ce-o mai rămas în 49? În 51 a fost a treilea val de deportări, au deportat oamenii de credință, preoții, slujbașii bisericilor și mai departe. Deci trei valuri de deportări au fost. Primul a fost în 41, a doilea în 49 și în 51 a fost a treilea val de deportări. Deci asta e nu poveste și nu multe, ci care vă arată, asta eu spun omul care a văzut cu ochii și a suportat toate consecințele astea. Că mai pe urmă, după ce s-a întors mama la mine, după 10 ani de zile, eu am fost revocat în familia, mi-a întors casa. Casa a fost magazin până mi-a întors casa. Mama m-a refăcut, m-a redus în familie adevărată care eu eram și învățam, zic că după 7 clase din sat, am învățat în Bemăclie, clasa 8, 9 și 10. Deci 25 de kilometri mă duceam fiecare sâmbătă, veneam acasă să-mi iau straista cu mâncare, să mă duc pe duminică să am de atât că băieții, copiii care aveau tată mort pe front, le dădea gratis mâncare. Dar eu nu avea importanță că tot fără tată și fără, dar nu eram roșu. Și eram nevoit în fiecare sâmbătă să vin 25 de kilometri pe jos. Și duminică să mă duc cu traista ca să am și mânca o săptămână întreagă. Pe vremea noastră să-l pui pe un copil la cum ea. Cum vă numiți, vă rog? Nu 25 de kilometri. Dar cred că nici 5 kilometri n-ar merge pe jos ca să se ducă. Că după asta, după ce am terminat tot asta, eu m-am dus și învățat întâi într-un colegiu.